Holy shit, holy shit, fugi, mă, fugi! Stai, dar de ce fugim, că n-am prins ideea asta? God damn, idiot! N-ai văzut cum ne fugăreau creeperii aia, mă? Când l-au văzut pe Nex? Da, am uitat că tu dormeai între timp. Holy shit, în sfârșit am scăpat. Ok, da, bine. Da, stai un pic, dacă este că noi i-am cam rătăcit aici, ha? Ce e așa rău? Suntem într-o pădure și suntem singuri, doar stai, eu și cu stai, tine. Stai, altă întrebare, unde e Nex? What the fuck? Ce faceți? What the fuck? Fugi! Mă fugresc pe ei! Ajutor! Ok, hai să merg mai departe. Ok, măcar știm că el este undeva departe aici, și... da, cel puțin în totuși, zona noastră. Da, mergem să-l ajutăm? Adică... n-are rost. Ok, bine. Da, hai să ne va găsi el odată și odată, zic și eu, nu? What the... Asta-o fă rapid. What the fuck? Și cum ai scăpat de ei? Serios? Adică... Adică, bă, era o dita mai hard. Hai, ta, mă. Apoi, nici țiganii, mă, nu umblă în haită, că aia e mare, mă. Bă... Harta vrea să zică înainte, dar nu cotează. Haită se referea. Bă, a fost simplu, adică... le-am dat ultimele noastre provizii. Atât. Și m-am lăsat. Stai, ce? Ce? Oh my god, frate, ești inutil. Ce vă... Oh, grozav, am ușit plou. Super, da, uite. Da, și provizorul ăsta, am ușit plou. E numai vina ta, omule, serios. Da, mi-era sete și am făcut dansul cu ei. Hai să mergem mai departe, așa e să ne facem un curs sau ceva. Da, gata. Ploaia asta face lac, frate, serios. E ploaie torențial. Aici. Hai, ne oprim aici, copacul ăsta pare destul de mare. Ok, băieți, fiți atenți la mine și numai la mine, vreau să vă zic ce e important. Sunt atent la copacul ăsta. Ok, scuze, n-am vrut să așa spuneți, ok? Deci facem așa, ne împărțim pe grupe, că noi și ploaie să vină și noaptea, hai să le facem o tabără cât de repede posibil. GG, tu te duci și ei aia, Nex, tu te duci și ei cealalt, ok? Eu mă duc pe aici și iau pe cealaltă chestie, ok? Hai! Ce? Nu, zicea Deadly că, adică trebuia să... Băi, am înțeles, hai, bă. Bă, ce? Că... Da, ce chestie? See you later, bitch! Whatever. Hai să doar să mergem. Păp, copac, dă-te din calea mea! Haide mie, bine că am pus pe ăștia să facă cea treabă, că vine ploaia asta, băie mea, mă niec, n-ai bea aici. Ce caută ăsta aici? Și tu să vezi ce fapt te-am colțit. Să vezi ce faci? What the fuck? Ce faci aici? De ce m-am chinuit jumătate de oră ca să pun ținta pe porcul ăla și tu vii fix acum ca să mă... Bine, știi ceva? Bine, nu mai pas. Ce faci aici? Păi aici era direcția mea, tu ce cauți pe direcția mea? Ți-am zis să te duci în stânga. Care stânga? În partea asta. Bă, la mine stânga e în partea asta. Nu știu la tine cum e. Știi ce? Du-te în partea aia. Ok. Și caută de mâncare, fă bine, ce n-ai, bă, nu faci nimic, păi bine, bine. Asta încercam să fac până să vii tu. Mulțumesc frumos. Da. Nex asta, bine că l-am pus pe drumul cel bun. Ok, acum hai să tau niște lemne să fac repede o cocioabă aici. Hai să mă apuc cu lemnul ăsta de aici. Bă, tare greu cu satul, mă. Îi avea eu muș, dar... Trei cea mai bună, trei cea mai bun!
fuck. Cine, cine, spune-mi, cine, cine, cine te iubă? Bă, ce faci? Ah, bine, uite, am spus niște lână. Bă, dar roz. Ah. E bune? E o poveste lungă, nu, nu vrei să știi, sunt sigur. Ok. Dar tu? Ah, păi, uite, am adus și eu niște mâncare să alim și noi acolo, să nu murim de foame, știi? Oh, perfect, dar oricum ai auzit drujba aia. Bă, parcă am auzit ceva, dar nu știu, fi pădurarul, eu știu. De unde? Sau... Cred că vine de acolo. Sau Freddy Krueger, eu știu. Nu contează cine era, hai să vedem ce este. Ah, hai mă, hai, taci. Oh my god. Frate, citează, măcar eu am spus ceva. Oh my fuck, god. De ce te frate, ești chiar inutil, nu faci nimica decât să strângi. Oh, shut the fuck up. Ataci tu, ok? Și mai vorbi engleză cu mine, că știu și eu. Stai. Tu și italiana. Bă, da, mă gândeam eu, oare... drujba aia nu era cumva deadly? Că știu, mai nebun și... No, știi ce? Hai doar să ne continuăm drumul, ok? Ok, bine. Dar totuși, ești atât de inutil și... Da, mă, ce n-ai, bă, vreți? Apoi... Zici că ți-e fisc, mă, numai mă tăci. Dadle, încolo, Dadle, dragă. Păi, uite un pic ce-ai făcut. Oh, scuze, te-am spart nu contează. Frate, ai făcut toată asta singur? Da, mă, vezi ce înseamnă o drujbă bună și un satâr. Bă, oricum, noi am adus... Hai, am adus și noi niște... Totul făcut în câteva minute, mă. Da, uite, eu am adus un stack de mâncare de... Mâncare. Bun, ai adus mâncare foarte esențial, bravo. Bravo, știam că putem conta pe tine. Tu ești de best, bravo. Gege, tu ce ai găsit? Sper că ai găsit ceva și nu ești ca data trecută. Nimic. Inutilule. Ce inutil? Eu am fost atacat și... Ce? Că și eu am fost atacat de pânjeni și alte prostii. Și eu, de oi și ăsta, vreau să zic... Aha, deci de acolo aveai tu lână nenorocită. Ce lână? Eu nu văd nicio lână. Ok, hai doar să intrăm aici și... Oh, ce tare, oh, îmi place, bravo, Deadly. Ce design interesant, bă, dar așa de confortabil și spațios. Bă, știu, n-avem tavan, dar am pus frunza, mă, tot. Bă, dar măcar avem ieșire la ocean, știi, asta e. A, privește, da. Adică parcă te văd pe tine și pe ce la pus, ținându-vă de mână, știi, și... Ok, hai că se întunecă, hai că se întunecă chiar de tot, hai să dormim fiecare cu colțul lui și vedem noi ce va face dimineața pe tăvrea. Asta e colțul meu. Ia bea, merge, mai tare, dă-i mai tare, dă-i bea. Ce se face? Bă, ce se Eu doar dormeam, da? O, vei dormi afară! Da, eu... De capul! Fucking god, domnule! Afară din Gencia! Vei dormi afară, direct! Next, du-te! Ești afară, cavalero! Dă-l încolo, hai, e cam ce beșină o tras, mă! Deci, lână înseamnă că am rămas numai eu și cu tine. Ok. Hai, pune-te înapoi la somn și hai să vedem un zi nouă. May I have your attention, please?